Este salutar gestul lui George Simion, președintele AUR, de a face plângere penală împotriva generalului cu patru stele, Nicolae Ciucă, care a fost cumva prins pe picior greșit, prins asupra faptului, împreună cu întreg PNL-ul, pentru că a plătit 2 milioane de euro pentru panourile sale, un ostaș în fruntea țării, Uh, panor de publicitate electorală în mod evident uh, și urmează să mai plătească încă două, două milioane sub pretextul uh, unei cesiuni a drepturilor de uh, autor uh, ca și când uh, cartea pe care eu scrie cineva că el nu e în stare să o scrie uh, s-ar putea vinde în vreo 40-50 de milioane de exemplare ca să merită uh, o asemenea uh, angajare uh, a marketingului.